Din nou avem ocazia să binecuvântăm numele Domnului și haideți să o facem din toată inima. Amin. În această seară să ne întrebăm dacă suntem altruiști sau egoiști. A fi altruist sau egoist e specific oricărui om. Adică fiecare dintre noi decide dacă va trăi pentru sine doar sau va trăi și pentru alții. Aici în viață alegem cum să trăim. Iar la urmă, răsplata este după fapt. În întreaga noastră ființă și în întreaga activitate din jurul nostru, putem observa că Dumnezeu ne-a creat să trăim împreună, nu fiecare pentru sine. În Roman, capitolul 12, este scris despre organismul nostru, care este compus din mai multe organe, toate interdependente, toate slujind, și modelul acesta este dat ca exemplu în biserică. Citim de la versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Și printre altele, avea o părere corectă înseamnă a te relaționa în mod corect la ceilalți. Ați vedea partea pe care trebuie să o primești și partea pe care trebuie să o dăruiești. Citim versetul 4. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup. În Hristos, fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Profețiile biblice însă ne arată că pe măsură ce istoria se apropie de sfârșit, egoismul va crește. Și finalul acestei istorii va culmina cu un împărat care va fi fără precedent în manifestarea euului. Chiar se observă în societatea din jurul nostru, o societate care din ce în ce mai mult renunță la Dumnezeu și la valorile sfinte, că fiecare vrea să trăiască doar pentru sine, să-și împlinească propriile pofte, să fie stăpân pe sine, dacă se poate să nu țină cont de nimeni și în primul rând să nu se supună lui Dumnezeu. În 2 Timotei, capitolul 3, Apostolul Pavel spunea, referitor la zilele din urmă, și vă rog să observați, cele mai grave stări sunt date de egoism. Versetul 2, căci oamenii vor fi iubitori de sine. Iubitori de bani, lăudăroși, trufași. Și lista se încheie în versetul 4, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Pentru că plăcerile sunt tot un mod de a trăi fiecare pentru sine. Și fără să mai citesc, amintiți-vă, am spus deja întreagăt, de acel împărat prezentat în cartea Daniel, despre el este scris apoi în Tesaloniceni și în Apocalipsa, că nu va ține cont de nimeni și se va slăvi pe sine. Va favoriza doar pe cine îi va împlini pretențiile. Toate astea dovedesc că diavolul în final îl va spune din ce în ce mai mult cuvântul. Și oamenii vor fi din ce în ce mai străini de Dumnezeu, de virtuții și unii de alții. Amintiți-vă că și în viziunea chipului de aur, argint, aram, fier, partea cea mai de jos, care reprezenta partea finală a istoriei, nu se putea uni. Lutul cu fierul nu puteau să aibă o simbioză corectă, completă. Haideți să insistăm puțin să observăm mai îndeaproape altruismul și respectiv egoismul. Altruismul ca să-l practicăm, egoismul să ne lepădăm de el. Amin? De fapt, ce este altruismul? Este o împărtășire cu dragoste. O bună voință de a face parte și altora din tot ceea ce ne-a făcut nouă parte Dumnezeu. Că lui Dumnezeu îi datorăm viața noastră și tot ceea ce avem.
Totul trebuie considerat o binecuvântare și Dumnezeu nu dă binecuvântări decât pentru cei care vor să le împărtășească cu alții. Egoismul, în schimb, este o preocupare singulară, o viziune sau o lipsă de viziune mai degrabă a unei vieți comune, a unui mod în care Dumnezeu a conceput să trăiască toate ființele vii, începând cu îngeri și până la insecte. Să observăm câteva referințe biblice care ne îndeamnă la altruism. În cartea 1 Împărați, capitolul 10, este descrisă vizita împărătesei din Seba la Solomon. Mă vă rog să vă gândiți că nici împărăteasa din Seba, nici Solomon nu erau săraci, n-aveau neapărat nevoie de daruri. Dar Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât să avem bucuria să dăruim, fiecare după puterea noastră, în raport cu cei cu care relaționăm, în funcție de natura activității sau alte relații care se stabilesc între oameni. 1 Împărați, capitolul 10, citim de la versetul 10. Ea a dat împăratului 120 de talanți de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-au mai venit niciodată în urmă atâtea mirodenii cât a dat împărăseata în seama împăratului Solomon. Sunt prezentate și alte daruri date de alții, dar apoi scrie în versetul 13 că Solomon nu s-a lăsat mai prejos, a dăruit și el, și cred că a făcut-o cu libertate, cu bucurie, a dat împărătesii din Seba tot ce a dorit, tot ce a cerut, și a mai dat și pe deasupra darul vrednicii de un împărat ca Solomon. Luăm un alt exemplu din istoria evreilor, cartea Nemia, capitolul 8. Aici avem de-a face cu oameni care nu erau bogați ca și Solomon, dar erau îndemnați să dăruiască și ei. Bucuria te face să dăruiești și aceasta produce bucurie. Nemia, capitolul 8, versetul 10. Duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au pregătit, că ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului nostru. Nu vă mâgniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Și rămânând în perioada post-exilică, citim și din cartea Estera, că din nou o stare de împlinire, de bucurie, capitolul 9 i-a făcut pe evrei să dăruiască. Capitolul 9, versetul 19. De aceea iudeii de la țară care locuiesc în cetății fără ziduri au făcut din ziua 14-a lunii Adar o zi de bucurie, de ospăț și de sărbătoare în care își trimit darul unii altora. Sărbătoarea îi făcea să fie împreună, iar darul le făceau ca sărbătoarea și comuniunea să fie complet. Dacă toți suntem în Estera, să-l amintim și pe Ahasveroș, care din două, chiar trei experiențe ale lui trecute aici, putem să-l numim un om plin de dăruire. Să nu uităm că nu era din poporul lui Dumnezeu. În capitolul 1 este scris de la versetul 3 la versetul 8 că a dat mai întâi un ospăț de o jumătate de an conducerii imperiale, dar nu doar centrale, ci și provinciale. Și apoi scrie de la versetul 5 că după ce au trecut acele zile, a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț care a ținut 7 zile în curtea grădinii casei împărătești. Și a lăsat pe oameni să viziteze palatul, curtea, să servească după plăcere. Iar în capitolul 2 este scris că după încoronarea Esterei, din nou a făcut un ospăț, versetul 18, și îmi place mențiunea de la final de aici, a împărțit darul cu o dărnicie împărătească. Deci altruismul te face să dăruiești după capacitate. Sau chiar peste, cum au dat macedonienii. Dar pe ei voi aminti la punctul următor. Acolo este totuși o chestiune specifică. Să trecem în Noul Testament la câteva referințe. Romani, capitolul 15, versetele 1 și 2.
Altruism nu înseamnă numai daruri, bani sau bunuri. Înseamnă deschidere, compasiune, atenție sufletească, mângâiere, ajutor. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape în ce este bine în vederea zidirii altora. Aici este diferența dintre altruism și egoism. Dacă vrei să faci numai ce îți place ție, ești egoist. Dacă ții cont de ce le place celorlalți, ești altruist. Asta de la mâncare și până la stările sentimentale date de toate nevoile care le întâlnim în viață. Rămânem în Noul Testament, 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, aici avem un cuvânt de referință. Spuneam că altruism înseamnă să împărtășești cu dragoste. Și scrie aici, printre altele, între calitățile dragostei, versetul 5, nu caută folosul său. Se gândește la altul și observă ce nevoi are. Galateni, capitolul 5, versetele 13 și 14. Însăși, esența Scripturii face referire la această virtute. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie aceasta o pricină să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și asta înseamnă să nu rămâi numai la foloasele tale, să fii interesat și de acelorlalți. Întoarcem pagina 6:2, un cuvânt bogat. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Legea lui Hristos este legea iubirii, prin care fiecare are în vedere și nevoile altora. Să poată participa la bucuria altuia, dar să fie prezent și la lacrimile lui și chiar să se identifice cu el, să plângă cu cel ce plânge. Citim și din Filipeni, capitolul 2, în aceeași idee, versetul 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Pentru că acesta e principiul fundamental al dragostei, în raporturile dintre oameni. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică să ai în vedere nevoile tale, este legitim să o faci, dar să te gândești și la ale altuia. Și mă adaugând doar un cuvânt, Evrei 13, versetul 16, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Asta înseamnă că putem să uităm de alții. Uitând de alții, noi am uitat de virtuțile sfinte. Căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Să observăm acum câteva referințe biblice despre egoism. Eclesiastul, capitolul 4, versetul 8. Solomon vorbește aici despre posibilitatea ca un om să n-aibă familie, să n-aibă urmași, să n-aibă oameni cărora le este dator pe linie de familie să se îngrijească de ei. 4:8. Un om este singur, singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăcere. Și aceasta este deșertăciune și un lucru rău. În final va rămâne la cineva. Dar înțeleptul vrea să spună câtă vreme a trăit, nu s-a gândit și la alții. Cum avem bogații din pildele Domnului din Evanghelie. Se gândeau doar la sine, aceea și la familie. Dar pentru că acesta n-avea, totul acumula pentru el. Oricum, repet, urma să rămână la cineva. Dar de ce n-ar fi făcut-o cu bună voie în viață? Să aibă și el împlinirea că a dăruit? Alt exemplu îl întâlnim în Isaia 47, unde este vorba de babilonieni, numită în mod
simbolic fica Babilonului. Scrie aici în versetul 8, ascultă însă acum tu cea de dată plăcerilor. Adică se gândea doar la sine. Care stai fără grijă, nu-i interesa de nimeni alții, și zice în inima ta, eu și numai eu. Iată cuvintele egoistului, eu și numai eu. Nu voi fi niciodată văduvă, nu voi fi niciodată lipsită de copii. Pentru că omul egoist nu se gândește niciodată că îi se poate întâmpla lui vreun rău. Pentru el vrea numai bine, iar de alții nu-l interesează. Și în versetul 10 se repetă expresia, afirmând că s-a amăgit, zicând în inima ei, eu și numai eu. Exact cuvintele de aici sunt reluate în Apocalipsa 18, cu referire profetică la viitor, căci Babilonul lui Nebucadnețar, în concepte, în practici, reapare la sfârșitul istoriei. Când oamenii, așa cum vă spuneam, sunt conducerea celui împărat care se slăvește doar pe sine, vor vrea fiecare pentru ei. Chiar îmi descria un frate din țările scandinave mentalitatea de acolo, că poate noi ne mirăm și de evenimentele care au loc cu privire la copii. Zicea, cel puțin generația de după 70 sunt oameni care fiecare se gândește doar la sine. Sentimentele sunt aproape dispărute. Nu îl interesează de soție, că pleacă, cu cine pleacă, copiii, oamenii sunt rupți. Lipsește relația chiar de familie. Să nu uităm că Scriptura a prevăzut asemenea stări când a spus că oamenii vor fi fără dragoste firească. Sau cum spune 1 Timotei 5 cu 8, nici de ai lor nu se îngrijesc, ceea ce este nu doar sub limita de a fi creștin, sub limita normalului întâlnit în istorie de-a lungul veacurilor. Și încă un verset din Habacuc, capitolul 2, versetul 5, ca și cel beat și semeț, cel mândru nu stă liniștit, ci își lărgește gura ca locuința morților, este nesățios ca moartea, așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el și toate popoarele le trage la el. Deci egoismul este specific unui om care nu gândește, este caracteristica mândriei. Să ne păzească Domnul de toate acestea. Cum vă spuneam, a fi egoist în forma asta înseamnă să fii mai prejos decât oamenii care fac doar din fire lucrurile legii, ba chiar mai prejos decât animalele. Cineva a observat un copac care luase foc, probabil un tufiș, și o păsărică mamă zbura în jurul puilor, erau prea mici ca să zboare, dar nu i-a părăsit și a ars împreună cu ei. Pentru că spiritul ei de mamă a făcut-o să rămână lângă pui, chiar cu prețul morții, al vieții. Trecem la o altă idee. A fi altruist înseamnă a da celor care sunt în nevoie, a fi darnic, a avea în vedere săraci. Este o anexă a Evangheliei. În primul rând am spus că a fi altruist înseamnă a împărtăși cu ceilalți toate stările, a nu trăi doar pentru tine, dar în al doilea rând vreau să observăm, altruismul se dovedește prin facerea noastră de bine față de cei ce au nevoie. Aici îi voi aminti pe macedonieni, citesc din a doua Corinteni, capitolul 8, omul altruist dă chiar dacă este sărac. 2 Corinteni 8, de la versetul 1. Fraților, voind să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor luce au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduise, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Oameni cu lepădare de sine. Pavel și ceilalți, știți, în urma
profețiilor, au trimis ajutoare sfinților de la Ierusalim. Și văzându-i că suntem de săraci, aproape că Pavel ar fi vrut să îi ocolească, să ceară de alții, că erau mai stăriți. Dar ei au insistat, vrem să participăm și noi. Altruiștii ajută pe săraci. Și nu uitați că Domnul Iisus în final se va identifica cu cei ajutați. Și acolo e vorba nu doar de a ne da unii la alții, și a da poate celor ce, cum tot Domnul spunea, nu pot să-ți dea înapoi. Dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Poate vor da și ei când vor avea, dar poate vor da la alții, nu se vor mai da ție. În cartea Proverbe citim și din învățătura lui Solomon, capitolul 21, versetul 25, unde sunt scoase în evidență ambele aspecte. Poftele leneșului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Toată viața să avem, aș putea spune, o listă, nu pe care să o ținem, să ne lăudăm cu ea, ci să avem în vedere nevoile altora, pentru că sunt oameni pe care nu-i suficient să-i ajuți odată. Trebuie să ai grijă de ei, poate un timp. Dar aceasta nu se poate numai dacă ai milă, bunătate. Când au stat oamenii să-L asculte pe Domnul Iisus cu zilele, s-au uitat spre ucenici, s-au uitat spre gloată și a spus, cum să-i trimitem așa? S-ar putea să leșine pe drum. A făcut o minune. Poate în cazul nostru nu trebuie să se producă minuni ca să putem ajuta. Trebuie însă să-i căutăm, să ne interesăm. Scriptura nu încurajează cerșitul sub nicio formă. În schimb ne îndeamnă să-i avem noi în vedere pe săraci. Să-i cercetăm și să împlinim nevoile lor. E neplăcut când vine cineva și-și cere împrumut, poate să ceară. E biblic. Dar să cerșească nu sună frumos. Dar ce frumos este, ce binecuvântare când te trimite Domnul la cineva sau când ai un îndemn să ajuți pe cineva și respectivul vede prin aceasta intervenția lui Dumnezeu, cum s-a rugat, Dumnezeu ție ți-a pus pe inimă și ai putut să-L ajuți. De altfel e nevoie de călăuzire și în domeniul acesta. Și încă un aspect pentru a identifica corect cele două fețe, partea de virtute și partea de viciu. Altruismul se dovedește și în relație cu Dumnezeu și lucrarea sfântă. Cine dăruiește pentru misiune, pentru biserică, asta separat de ceea ce dăm la săraci, strict lucrarea Domnului vreau să scot în evidență și nevoile ei. Este un om altruist. Acesta aș putea spune că dă direct Domnului, că e pentru ceva ce se investește în sufletele oamenilor și pentru slava lui Dumnezeu, pentru lărgirea împărăției sale. Egoistul, în schimb, nu participă la lucrarea Domnului. Va găsi motive, cine știe ce se fac cu banii, unde ajung. Nu favorizăm sub nicio formă lenea, dar spunea Domnul Iisus Hristos, a reluat-o apostolul, este vrednic lucrătorul de plata lui, în sensul întreținerii celor ce slujesc. Să amintim câteva versete. 1 Cronici, capitolul 29, citim de aici mai multe versete, dacă vreți să mă urmăriți, sunt foarte frumoase. Mai întâi întâlnim pasiunea lui David pentru a face o casă în numele lui Domnului. Nu i-a cerut Domnul, fă propunerea lui. Cum știți, Dumnezeu l-a oprit datorită războiilor pe care le-a purtat. Dar nu s-a liniștit David. A pregătit materiale, bătrânețea lui a fost consacrată pregătirilor pentru casa Domnului. Și deși avea mulți fii, cred că le-a lăsat și lor ceva avere. Se vorbește frecvent
în perioada monarhiei de averile împăratului. Dar spune Scriptura aici în versetul 2, mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu. Și prezintă materiale necesare de la aur la pietre scumpe și marmor albă multă. Versetul 3, mai mult în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu. Observați, n-a spus pentru casa Domnului, pentru casa Domnului meu. Dau casei Dumnezeului meu aurul cercetului pe care l-am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș, deci în afară de ceea ce e necesar pentru construcție. A vrut să dea să fie în visteriile casei Domnului. Și scrie aici în versetul 8, cei ce aveau pietre scumpe le-au dat pentru visteria casei Domnului. Versetul 9, poporul s-a bucurat de darul lor de bunăvoie că își le dădeau cu dragă inimă Domnului. Și împăratul David de asemenea s-a bucurat mult. Au fost alte perioade în istorie când oamenii au devenit egoiști și nu s-au mai putut face slujba la casa Domnului. A fost perioada în care leviții n-au mai putut să stea să slujească și au plecat fiecare în teritoriu să se întrețină familia. Dar observați aici rugăciunea lui David. Spicuim versetele 12 mai întâi. De la tine vine bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească, să întărească toate lucrurile. Versetul 14. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să-ți putem aduce daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. Ce conștiință! A spus că al lui Dumnezeu sunt toate, dar trec prin mâinile noastre. Deci Dumnezeu nu este egoist, ne dă. Să le blocăm la noi, să fim și noi la fel de altruiști ca Dumnezeu și să-i dăm înapoi. Și se ruga în final David, citesc versetul 17 și 18, știu Dumnezeule că tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă, de aceea ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele. Deci n-a fost o impresie pentru popor să vadă ei la final cât e de dăruit David. Așa-i dicta inima lui, altruistă. Și am văzut acum cu bucurie pe poporul tău că, care se află aici că ți-a aducându-ți darurile tot de bunăvoie. Doamne Dumnezeu, părinților noștri, Avram, Isaac și Israel, ține totdeauna în inima poporului tău aceste porniri și aceste gânduri și întărește inima în tine. Pentru astfel de oameni se poate să-i salut cu Psalmul 20, să-și aducă aminte Domnului de toate darurile tale. Dar la care n-are ce aduce aminte Domnul, cum a zis beata femeie din Sarepta Sidonului către Ilie, zice, ai venit să-i aduci aminte la Dumnezeu de păcatele mele? Ei, n-a fost așa, dar există și asemenea situații. Darurile materiale trebuie împărțite și pentru lucrarea Domnului și de asemenea darurile spirituale. 1 Corinteni 12 cu 7, toate darurile Duhului sunt date spre folosul altuia. Deci e la fel, dar material, dar spiritual. Dumnezeu are nevoie de ele în lucrarea sfântă. Să privim și un text care condamnă egoismul față de Domnul, Maleahi capitolul 3. De altfel, în toată cartea Maleahi, Dumnezeu este deranjat de faptul că îl trata în mod peiorativ. Nu interesa dacă vita e curată, dacă e fără cusur, dacă sunt respectate legile sfinte, erau egoiști, nu altruiști. Și scrie în capitolul 3, concret de la versetul 8, se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi, dar voi întrebați cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și cu darurile de mâncare. Darurile de mâncare erau peste zeciuieli. Mai întreabă unii, frate, trebuie 10%. În Scriptură e mai mult de 10%. Aduceți însă în casa visteriei toate zeciuielile să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile celor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Deci întâi Dumnezeu ne dă, vrea ca să dăm și noi, și apoi ne dăruiește El din nou cu o măsură mai mare. Așadar să ne punem la îndemâna Domnului cu tot ce avem,
să ne predăm în slujba Domnului și a frățietății. Că poate dacă ar fi Dumnezeu de față, i-am da să ne vadă. Dar de fapt tot ce dăm, trebuie să dăm fraților. Să ne amintim și de Diotref, tot ca și aspect negativ, nu voia să colaboreze, nu voia să ajute. Era mâhnit apostolul. Ce diferență între Diotref și Dimitrie. Unul s-a dăruit, în lucrarea Domnului s-a dăruit să-i ajute pe alții, pe când celălalt, pentru sine. Să trecem la exemple. Și dea bunul Dumnezeu ca exemplele noastre în cărțile de aducere a mintea Domnului să fie pozitive, nu negative. Mai întâi, noi amintim ca de obicei cele negative. Deschidem la 1 Samuel, capitolul 2, casa lui Eli. Aici avem egoismul familial. Sunt unii egoiști care nu se gândesc numai la sine, dar egoismul lor are în vedere doar familia lor. Așa s-a întâmplat în acest caz și judecata Domnului a fost foarte aspră. Citim 1 Samuel, capitolul 2, de la versetul 12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Și iată care era felul de purtare acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu trei coarne. O vora în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală, și tot ce apuca cu furculița lua preotul, atenție, pentru el. La partea aceea era pentru Domnul. Așa făceau ei tuturor celor din Israel care veneau la silă. Chiar înainte de arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa: dă pentru preot carne de fript, el nu vrea de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Și dacă omul zicea: după ce se va arde grăsimea, asta e partea Domnului, vei lua ce îți va plăcea? Sluga răspundea: nu, dă-mi acum, căci altfel iau cu sila. Versetul 17. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, că își nesocoteau darurile Domnului, adică ceea ce trebuia dat Domnului. Și acum acuzația printr-un om al lui Dumnezeu, citim de la versetul 29. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se aducă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din cele întâi roade luate din toate darurile poporului meu Israel? Și Dumnezeu a hotărât nimicirea casei lui. Să fim atenți că suntem datori să avem grijă de familia noastră, dar nu numai familia noastră are nevoie. Au nevoie și alții, are nevoie și lucrarea Domnului. Un soldat care s-a întors din războiul din Vietnam a rămas infirm și și-a sunat familia dintr-un alt stat, spunându-le că vrea să se întoarcă acasă. Asta a fost mare bucurie pentru ei, dar le-a spus: am însă un coleg cu care am fost tot timpul în război și eu sunt cu o anumită infirmitate, dar el este mai infirm, n-are picioare. Sau ceva de genul ăsta, să nu greșesc. Și părinții au spus: tu să vii, pe tine te îngrijim, dar pe altul nu. Și le-a spus: dar el nu are pe nimeni. Și eu sunt singurul lui prieten. Nu ne interesează. Vii tu și gata. Ce s-a constatat? El vorbise despre sine, rămăsese fără picioare. Și a vrut să vadă dacă părinții l-ar îngriji cu drag. Și s-a sinucis fără să mai meargă acasă. E adevărat că uneori este greu să îngrijești pe un străin care nu e relație de sânge cu tine. Dar la Dumnezeu va fi asta bine primit. Îmi spunea recent o soră, fuseseră 10 copii în familia părinților ei și murise o rudenie apropiată și mama lor și tatăsău, dar tatăsău era necredincios și era cum era. A mai înfiat încă vreo 7 și a crescut pe toți. Nu este ușor. Dumnezeu să întărească pe cei ce au grijă și de alții.
Dar cu siguranță în dragoste se poate și Dumnezeu va răsplăti. Alt exemplu, Haman. Cartea Estera, capitolul 3, aici avem bătălia pierdută a egoismului în fața altruismului. Am putea spune Haman versus Mardoheu. A fost așezat pe un loc mai sus decât toți ceilalți, spune capitolul 3. A fost deranjat că nu îi se închină ultimul. A cerut nimicirea întregului său popor. În capitolul 5 este invitat la ospăț împreună cu împăratul și scrie în versetul 9 că a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumit. De ce era vesel? Că nu e altul ca el. Nu l-a interesat de altul. El, familia lui, versetul 12, ascultați cuvintele lui, eu sunt chiar singurul. Și în capitolul 6 cu 6 scrie că atunci când împăratul a întrebat ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul Haman și a zis în sine, pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească? Ce onorat s-ar fi simțit dacă ar fi zis, nu mă interesează pe cine vrea să-l cinstească. Eu vreau să fac serviciu de corvoadă și o să-l plimb, uite, un om care împăratul a hotărât să-l cinstească. Nici nu i-a trecut prin minte așa ceva, că altul, cu atât mai mult, cel pe care vrea să-l ucidă, tocmai în ziua aceea. I-a fost de altfel ultima lui zi. A murit, n-am apucat să finalizeze ospățul. Cine trăiește pentru sine, nu trăiește mult. Cine trăiește pentru alții, este binecuvântat de Dumnezeu. Și familia lui a murit și s-a stins o istorie vinovată a unui om de un egoism ieșit din comun, un cult al personalității. Și ultimul exemplu, Nabal, cartea 1 Samuel, capitolul 25. Aici avem egoismul ca o formă de răutate. Scrie în versetul 2 că era bogat, iar în versetul 3 scrie că era aspru și rău în faptele lui. Și când au venit trimișii lui David și i-au cerut o sponsorizare, să o numim, a zis el în versetul 10, citim, cine este David, cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt muslujitori care fug de la stăpân, să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care nu știu de unde sunt. Deci, vedeți, egoistul se gândește la sine, cel mult la ai săi. Punct. Despre alții nu-l interesează. A salvat situația nevasta lui care era de un alt caracter. Gândea. Egoistul nu gândește. Zice, înțeleptul în Eclesiastul, auzi, aruncă-ți pâinea pe ape că nu știi ce vine și poți să ai și tu nevoie. Dar el, bogat fiind, probabil că nu se gândea ca vreodată să ajungă într-o situație să nu aibă. Să trecem la exemplele pozitive. Cartea Genesa, patriarhul Avram. În capitolul 13 îl întâlnim în relație cu nepotul său, cu Lot. Altruistul se bucură ca și altul să aibă, nu numai el. Scrie în versetul 2 că Avram era foarte bogat, iar în versetul 5 scrie Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el. La fel, oi, boi, corturi. Știți, turmele erau prea mari, nu încăpea locul. Și Avram în altruismul lui propune, versetul 8, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem frați. E cam povestea aceea cu doi copii în fața unei farfurii cu prăjitură, o bucată mai mare și una mai mică. Și cel mai atent a înhățat-o pe cea mare și l-a zis, bă, dar nu-i corect. Și dar tu cum ai făcut? Aș fi luat cea mică, nu ștargi din gură că ți-a rămas. Nu știu însă dacă nu cumva vrea să el pe cea mare. Asta e marea problemă. Se spune că Abraham Lincoln era împreună cu băieții săi până au fost în viață amândoi. Cineva i-a văzut certând, spune, domnule președinte, copii dumneavoastră să ceartă ca al celorlalți din popor. Zice, dar nu vezi care e problema, ei sunt doi și au trei nuci. Și problema se pune care rămâne cu două. Asta este mare ispită și la copii și la cei mari, cine renunță? Altruistul, egoistul
vrea pentru sine, aduce argumente. Ce nu putea Avram să aducă argumente? Nu putea Lot să-l combată. Dar ce s-a întâmplat? În capitolul 14, Lot ajunge prizonier, pierde toate averile și aici se vede altruismul lui Avram, nu doar pentru nepotul său. Scrie de la versetul 13 că cineva a venit și a dat de știre lui Avram ce s-a întâmplat. Cum a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, a înarmat câteva sute de sluși din casa sa, a urmărit pe împărații aceia până la Dan, s-a aruncat asupra lor, noaptea, versetul 15, i-a bătut și a adus înapoi toate bogățiile Sodomii, nu numai lui Lot. Și împăratul Sodomii zice, versetul 21, dă-mi oamenii, ține bogățiile pentru tine. Și Avram refuză într-un mod categoric, cu mâna spre Dumnezeu, spunând că nu trebuie nici o curea de încălțăminte. Putea să aibă. Putea să le socotească prăzi de război. Plată pentru tot serviciul militar făcut. El a înțeles că Dumnezeu îl binecuvintează și nu a fost egoist. Îndrăznesc să spun că dacă Avram a fost egoist, nu s-ar fi bucurat când Dumnezeu a zis, în tine voi binecuvânta toate familiile pământului. S-a bucurat, auzi, prin mine vrea Dumnezeu să dea la toți, foarte bine. De aceea Dumnezeu i-a binecuvântat și copiii care au fost de credincioși. Dumnezeu a avut un plan special cu Isaac, cum știți. Trecem la alt exemplu, Iov. Un altruism educat din copilărie, un altruism pasionant. Scrie în capitolul 29 al cărții sale, citesc de la versetul 12, că scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin, binecuvântarea norocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei, mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea mea era manta și turban, orbului eram ochi, șchiopului picior, celor nerociți eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Deci iată că nu doar n-a dăruit că avea de unde, se implica și în alte aspecte sociale, să apere pe cei necăjiți, să mânghi pe cei întristați, cum scrie aici mai departe. În capitolul 31 din nou spune că a avut în vedere și slujile și străinii. A făcut o pasiune din a dărui și Dumnezeu i-a dăruit. Și chiar când diavolul a vrut să-i fie răpit, Dumnezeu i-a dat dublu. Și ultimul exemplu, Ionatan, 1 Samuel, capitolul 18. Altruismul lui Ionatan se vede în primul rând în relație cu David, dar văd altruismul lui și în relație cu tatălui, cu Saul. Este de lăudat Ionatan, nu doar pentru că l-a iubit pe David, când în mod normal, el, fiind fiul împăratului, trebuia să fie pe tron. Și în altruismul lui, i-a dat tot ce avea lui David, chiar și tronul. Dar să rămâi și cu un tată așa demonizat cum era, după ce a dat cu arma, nu doar după David, ci după el, a fost dăruit cauzei lui Israel, tuturor din familie. 1 Samuel 18, versetul 4, a scos mantaua pe care o purta ca să dea lui David, i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și încingătoarea. Îndrăznesc să spun că tot ce avea la el a dat. Spune apoi aici un cuvânt frumos în 20:4. Ionatan a zis lui David, pentru tine voi face tot ce vei vrea. I-a întărit încrederea în Dumnezeu. Tot. De aceea David a cântat la moartea lui 2 Samuel 1:26. Ionatane, dragostea ta pentru mine era mai presus de dragostea femeiască. Eu cred că în Ionatan era ceva din Duhul lui Dumnezeu. De altfel scrie că au rămas cantonați doar acei soldați a căror inimă mișcase Dumnezeu și între ei era și Ionatan. Să încheiem reafirmând că egoismul este un mod de a clădi doar pentru tine, dar în final e o construcție ce nu rămâne, se prăbușește. Egoistul nu are nicio satisfacție sufletească.
N-are nimeni cine să răsplătească. Cum spune o vorbă înțeleaptă, dacă nu saluți atunci când urci scările, n-are cine îți răspunde la salut când le coboare. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos, dacă vrea cineva să vină după mine, Luca 9,23, să se lepede de sine. Nu putem fi credincioși decât dacă am terminat cu egoismul. Altfel, de ce nu sunt eu? De ce este altul? De ce are altul? Nu vom accepta compania frățească pe care Dumnezeu ne-a rânduit-o? Ne va fi greu să suportăm societatea? Altruismul are însă multe câștiguri. În primul rând este un câștig spiritual. Apoi se câștigă prin relațiile care se formează, bunăstarea comună, părtășia. Asta e legea sfântă, a-ți iubi aproapele. Să citim din 2 Corinteni, capitolul 9. Aici sunt surprinse câteva efecte binecuvântate ale altruismului. De la versetul 8, și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, va da și va mulți și vouă sămânța de semănat și o face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru orice dărnicie care prin noi va face să aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Observați, slăvit Dumnezeu, comunitatea câștigă, căci ajutorul dat de darul acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovadă dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și îi va face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Asta face bine adunării. Fără altruism putem să avem, cum e scris în 1 Corinteni 13, dacă nu-i dragoste, pot să fie toate darurile, să cunoști toate tainele, se producă toate minunile, atmosfera nu-i plăcută și nu este binecuvântare. De știut știm să ne ajute Bunul Dumnezeu și să facem. Spuneau frații din fosta Uniune Sovietică că trecea pe stradă un bătrân șchiop și un copil, vreo 14 ani, era la stradă. Și moșule, unde te duci? Și spune vreo două sate mai încolo. Dar cum mergi dumneata așa bolnav? Că mergi foarte ce? Cât mai faci până acolo? Câteva ore? Ascultă-mă! Vorbesc cu mama că tata nu e acasă. Dacă mă las să pun calul la căruță și te duc eu. Zi și făcut. Mama cu inimă bună l-a suit băiețelul în căruță și s-a dus. Ce a făcut bătrânul pe drum? L-a tot binecuvântat. Dumnezeu să te ocrotească, să te păzească, să te binecuvinteze. Omul acela a ajuns în război, a scăpat în mod miraculos. Apoi s-a dus în Germania și povestea peste ani cum Dumnezeu l-a ajutat, l-a ocrotit. Și întotdeauna când era salvat și amintea de acel bine făcut cu bătrânul, măcar că eu cred că acel copil învățat bine, n-a fost atunci singurul bine care l-a făcut. A fost doar o ocazie de care l-am noi cunoștință, însă Dumnezeu le știe pe toate. Să ne ierte Domnul când am fost egoiști și să ne ajute să fim altruiști. Amin.